Nemeț pune mingea jos. Foarte bună pasa către Sigur Ionson, care driblează, se întoarce. Gol! Voluntar deschide scorul fix la jumătatea primei reprize. Spre bucuria lui Liviu Ciobotariu și a suporterilor care au venit în această după-amiază să-i susțină pe jucătorii echipei ilfovene. Sigur Ionson marchează al patrulea său gol în această ediție de campionat. Ce fază simplă, o repunere de la margine. Nemeț face ce vrea. Poziție regulamentară în care se află Sigur Ionson, unul dintre fundașii botoșeneni, a întârziat să iasă la offside, cred că este Mutombo care l-a ținut în joc pe Sigur Ionson. Nu, este Petro, fundașul din Malawi, și Sigur Ionson are timp să-l dribleze pe țigănașul, să-și elibereze culoarul și apoi să placeze excelent această minge la colțul lung. 1-0 pentru FC Voluntari. Și vedem bucuria lui Liviu Ciobotariu. La acest scor, Voluntariul face 33 de puncte, se apropie la un singur punct de Petrolul, care este lider în play-out după 7 etape. Pe Petrolul o vom vedea mâine jucând împotriva celor de la Hermannstadt. Se verifică faza la camera VAR, dar nu poate fi nimic de contestat.